Aoleu, nu cred că, deci fii atent. Suntem la muzeu tehnic și nu cred că ai voie să atingi exponatele. Zi repede, pe ce ești aici? Ce e asta? Este un BMW R35. BMW Nu 35. știu din ce an, dar inspectez și acum nu-mi dau seama dacă la motociclete astea vechi se schimbau treptele și se acționau pedalele astea cu călcâiul, de fapt. Cred că se făcea ceva cu călcâiul, dar trebuie să facă cineva un instructaj. Bun, până la instructaj, suntem la Muzeul Tehnic din București, unde avem tehnică nouă. Tehnică nouă. Hai că despre tehnica asta Bun, putem să vorbim mai rachetă. încolo. Vrei să-ți arăt o rachetă? Vino să vezi. Rachetă, fii atent, arată rachetă. Asta este jetpack-ul lui Justin Capră, fii atent. Practic te băgai aici. Aoleu, Doamne. Așa. Legai de tine și îi dădeai drumul. Și chiar în jocul ăsta de tehnică. Deci, Avea când vreau să scap de tine, îți iau jetpack-ul lui Iustin Capră. aici. Exact, da. Deci aveam aici o rachetică mică în stânga, pe care venea niște foc, înțelegi? Și aveam aici un comutator de care dacă trăgeam, se deschidea o valvă, după cum vezi o clapetă aici, și se ducea focul mai în Ai stânga. vitezometru, Nu, nebunule. nu, ăsta e manometru pentru oxigen, să-mi dau seama care e treaba. Și uite, puteam să am o clapetă și în Așa? partea asta. Și dădeam drumul aici dacă voiam să mă încălzesc la cur. Vezi? O trăgeam așa și A zis cur. venea flacăra pe aici. Și trăgeam de asta, cred că ca de o manetă de motocicletă, cred că trăgeam de asta. Bun. Dar totuși hai să trecem la noua tehnică. Bine, fii atent. Înainte Ia. să-ți arăt ce este sub Așa. preș. Așa. Așa. Fii atent. Ce este sub preș? Fii atent. Așa. Rupem fușul. Tu primul, aoleu, iar, Ia, aoleu, rupem fușul, ai prim. rupt fușul primul. Bine, Bine, hai. fii atent. Hai să-ți arăt aici. Ia să vedem dacă se vede ce mașină e. Ia uite, să vede fix ce mașină e. Iar seria 8. Nu orice Opa. serie 8. Bun. Seria 8 Gran Coupé. Vrei să-i pui? Dezvelit în premieră la Muzeul Tehnic din București. Haide. Pam param param pam param param pam pam param 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 pam pam pam. Ești gata? Tu ești gata. Hai. Yo! O, Doamne! Pot să fac prima răutate? La ce culoare are, îi lipsesc numerele de Brăila. Bun, doamnelor și domnilor, acesta este noul seria 8 Gran Coupé. Urmașul seriei 6 Gran Coupé. O mașină pe care BMW o laudă ca fiind construită pe un coupé veritabil. Ei spun că mașina concurentă de la Mercedes, și anume AMG GT Fordor, este construită pe platformă de CLS sau clasa E, ceea ce e adevărat. Pe când seria 8 Gran Coupé este construit pe platforma coupeului seria 8. Bun, mașina asta are peste 5 metri și are, desigur, 4 uși. Ia uite, frumusețe aici. Tu te rog să pregătești hârtia cu... A, uite aici cel mai... Ia uite ce exponat frumos am găsit. Exponatul nostru frumos. A, La exponat. muzeu, uite un exponat aici. Așa. Vrei să-mi spun prețul, cred că vrei, nu? Da, aș vrea să-mi spui prețul. Ți-l zic eu, este 133.000 de euro cu TVA. Prețul acestui 840 de Gran Coupé X-Drive, dar prețul de pornire poți să mi-l spui tu și oamenii vor găsi calculații în descriere de la partenerul nostru pentru un 840 de X-Drive. Păi uite, prețul de pornire este 840 de X-Drive Gran Coupé, 99.722 cu tot cu TVA. Ok, bun. Avem 440 de litri portbagaj. Te rog să deschizi portbagajul ăsta sculptat, are un eleron, ia uite cum arată, Doamne. Este cel mai mic volum din segment dintre Panamera și AMG GT 4-Door. Dar pe cine interesează portbagajul la un coupé cu patru uși atât de superb? Mai ales când ai Este... și geamuri negre lateral, spate și lunetă. Și un Plafon... plafon panoramic minunat. Ce mai vreau să spun, dragă Giurgea, Ia zi. toate seria 8 Gran Coupé Da. care vin cu tracțiune integrală, Ok. vin echipate și cu, atenție, direcția integrală.
Super. Direcție integrală activă înseamnă că puntea spate virează astfel încât să te ajute în viraje să mergi mai tare și la parcare să intri mai ușor. Încă ceva vreau să zic. Zi. Seria 8 Grand Coupé. Da. Este lung de peste 5 metri. Mamă. Și are un ampatament de peste 3 metri. Adică are un ampatament cât un X7 aproape. L-au făcut atât de mare pentru ca tu poți să ți-l iei spațios în loc de un seria 7. Trebuie să verificăm cât spațiu. Cum stai? Păi să-ți explic. Mă duc pe dincolo. Bancheta este minunat profilată. Așa. Am spațiu la picioare, da, ai dreptate. Aproape mai mult decât într-un seria 7. Și spațiu la cap, suficient astfel încât eu să nu dau cu capul de plafon. E foarte bine scobit aici plafonul, să știi. Știi că n-am filmat nimic din ce spuneai, pentru că filmam detaliile astea fantastice de pe ușă. Bun, acum să vedem și spațiu și am să trec pe partea elaltă să văd cât spațiu ai la cap, mă, Giurgea, în seria 8 Grand Coupé. N-avem rame la geamuri, desigur. Nu, trebuie să vedeți mașina asta în real life, în showroom. Ia uite cât spațiu are, căpățânosul. E foarte spectaculos ce se întâmplă aici, jur. Și îmi place foarte tare cum sunt desenate aceste boxe de pe ușă. Uite puțin. Imediat? Da, imediat. Uite ce frumos sunt desenate astea aici. Ia uite. Bowers and Wilkins. Bun. În partea centrală a tunelului median pentru pasagerii din spate există comenzi pentru încălzire în scaune și pentru climatizare, după cum există și două USB-C-uri. Încarci aici telefon și ce mai vrei. Să știi că în ultima vreme eu am început să fiu de acord cu aceste USB-C-uri, că mi se pare că mi se încarcă telefonul mai repede. Bun. Mai vreau să spun așa. Vino încoace, te rog frumos să arăți bancheta spate și modul în care este ea profilată, astfel încât spatele tău să fie foarte bine încadrat aici și să nu te duci stânga-dreapta foarte mult în momentul în care șoferul, pilotul din față, se distrează cu mașina pe serpentine. Ai aici și cotieră, frumos, mai ai aici și loc pentru două pahare și, desigur, loc să-ți pui aici telefonul sau, mă rog, sutienul. Bun, și pentru că tot merge omul tare pe viraje, seria 8 Grand Coupé vine standard cu suspensia cu amortizoare controlată electronic, Giurgea, și opțional poți să-ți iei o suspensie cu amortizoare controlată electronic și, preferatele tale, barele stabilizatoare active. Active. Vino să-ți arăt că aici poți să bagi schiuri. Deci îmi arăți cel mai inutil formale. Lucru posibil pentru românii, schisacul, că ei își cară schiurile pe mașină. Bun. Hai să ne uităm un pic și la jante, cât timp se urcă Giurgea la volan să ne arate bordul și să vedem toate lucrurile minunate care se întâmplă la interior. .245, .35, .20, astea sunt roțile. Superbe. Magnific. Bun. Ia uite cum se deschide. Super. Zine. Da, păi fii atent. Hai să punem aici contactul, să nu pornim motorul la interior. Și să-ți arăt că mașina asta are foarte mult piano black, din păcate, pe ea. Desigur, volanul de mari dimensiuni, gros. Avem aici în partea centrală, începem cu partea de sus, da? Bowers & Wilkins din nou, design superb. Acest display central care nu este uriaș, dar este foarte bine încadrat în consola centrală. Termina și după aia... Așa. După care, desigur, gurile de ventilație, comenzile pentru climatizare în continuare pe butoane, super folositor în momentul în care mergi cu mașina pe stradă, și, desigur, butonul clasic de volum, astfel încât
să-ți fie foarte ușor să dai volumul mai tare sau mai încet. Comenzi, desigur, pentru posturile de radio și shortcut-urile din meniul de infotainment. În partea asta de aici, desigur, ai un USB normal, aviz celorlalți producători care nu mai pun USB-uri normale pe mașină. Avem două suporturi pentru pahare, priză de 12V și desigur panoul comenzilor pentru infotainment cu care ne-am obișnuit de pe toate celelalte BMW-uri actuale și desigur schimbătorul de la transmisie, astfel încât selectorul transmisiei, care desigur după cum vedeți este și ăsta în cristalul cu care ne-am obișnuit de pe celelalte modele BMW din gama actuală. Practic avem interiorul de seria 3 în seria 8 Grand Coupe, ca să concluzionăm. Avem instrumentarul de bord digital, mașina este nouță, a mers doar 859 de kilometri. La cine a mers, mă, că n-a fost la noi? La cine a mers? Bun, da. O să ajungă și la noi, momentan este în acea perioadă de rodaj slash menajare. Cred că de asta nu ne-au dat-o. Crezi? Au văzut cum ai mers cu Dacia și au zis că așa o să-i faci și lui seria 8 Grand Coupe. Finisaje fantastice, bord în piele, tot ceea ce știați de la seria 8 Coupe și seria 8 Cabrio avem aici. Și pe plafon niște Alcantara. Niște Alcantara, totul depinde de configurație. Repet, vă uitați la o mașină de 133.000 de euro cu TVA, echipată complet. Ne trebuie 3 zile. Deci, capitonaj, plafon, Alcantara individual, 1230 de euro. Cât? Ăștia sunt bani. Bun. Asta este mașina, o să ies. Ce s-a întâmplat? Sistem surround Bowers & Wilkins, știi cât e? Da. Bun. Până vedeți mașina în super speed la ProTV, ca test, mai durează puțin pentru că e mult de muncă și sunt foarte multe alte mașini la rând pe care le-am filmat toată vara și toată toamna. Lasă butoanele. Nu, vino că vreau să-ți mai arăt că mai există și aici în cotiera centrală un USB-C. Lasă o ceva, nu contează, uite, nu mai e. Uite, mai e un USB-C aici și mai e și o priză de 12V aici. Deci, în total, 3 USB-C-uri în mașina asta, plus un USB normal. Hai să ieșim să... Plus, uite, acolo suport, Doamne, pentru telefon, da, ca să poți să îl încarci prin inducție. Da. Hai să mai dăm o tură pe lângă mașină, să o mai admirăm un pic aici, la Muzeul Tehnic, o locație superbă din București. Trebuie să veniți să vedeți aici foarte multe din minunățile tehnice ale acestui popor. Până atunci și până la viitorul walkaround, noi vă rugăm să dați like, să dați subscribe, să apăsați acel clopoțel sau ce naiba o fi, ca să vedeți când mai postăm ceva nou, să-i dați follow lui Giurgea pe Instagram, @CostinGiurgea, și să-mi dați și mie @BraTudor.